mă din gură, că mie nu mi-e din cap ce n-aia s-a închisat pe mână și ești luat alim din cap. Și era, ha, v-am spus, eu sunt omulată, v-am spus. Bap. Stai. Nu mă așteptam la o scenă de asta. În timpul apelului verișoarei tale, zici, stai să vezi cu ea alim. Stai. Văd că nu te mai auzi atunci. Hai. Da, a fost frumos. Mi-a dat de înțeles din privire că urmează să o facă, ca să nu mă sperii sau ceva. Deci, că zicea lumea, hai, nu știu ce. Și ea se uita și a făcut așa. Și eu am făcut așa. Tu ce ai dat seama? Zi. Cum? Din privire? Din privire mi-am dat seama că urmează, că mi-a dat de înțeles. Că... Vei ruși pe din zi. Lasă vârjeala. N-avea. Nu, dar chiar vorbisem cu o pauză înainte și chiar îi spuneam, măi, dar rujul ăsta se tot ia, e cel mai aiurea ruj, că nu-i vine la mat care se rezi toată ziua. Vedeți mâine. Vedeți mâine în live. Momentul. Eu sper să-l arate. Păi îl arată. Și că sper. Păi îl arată, sigur că l-arată. Dar l-a arătat în live azi, în direct. Ce mai vrei păi să mai arată? Păi da, dar mai arată și mâine. Noi ne-am dat un pupic mic și înainte. Eu că mai e. În cameră? Da, n-ați putut trebuie să-l Atât, da, fără nimic, fără... Da, da, am mai fost cu două serii în urmă pe jumătate de gură. Aici. Da, bine. Alina are gură mai mică, pe jumătate de gură. Mică și faină. 1-0, Izeam. Dacă și susținătoarele din, de ieri din, cu nuca de cocos a zis. Mm-hmm. Le trimite nuca de cocos ca să poată facă sărutul care și-l dorește. Și l-a făcut ieri, el a făcut ieri. Pe buze sau pe obraz, tot pupat e. Să se pupe, să se pupe. De ce nu faceți diferență? Cel mai emblematic moment din așa zisa noastră cuplare, mi s-a părut când eram la băieți și au cântat Liviu și Emil. S-au văzut prima oară într-o seară. Și făceau amândoi, erau amândoi în sincron. Și în timp ce cânta Liviu într-o seară de mai, Emil era hop, șubari, bari. Șubari, bari. Deci, și noi, în loc să avem un moment ăsta, noi cu lacrimi râdeam, nu mai mă. Așa că pe 26 noaptea, vă rugăm frumos, dacă Cosmina nu pleacă, o noapte la hotel. Nu, dacă Cosmina nu pleacă. Bunii, că doarme picior în picior, adică fund în fund. Bun, să întorc și da, să pupă. Dar piciorul nu îl pup, că n-aș pa. Nu, dar nimic, cu piciorul, dar nu pupie altceva. Alina a spus că, când vorbea cu băieții, că el a spus că nu face, dar resimte faptul că el vrea să facă pasul ăsta, doar că îl stopa asta de acasă, anunțul ăsta de acasă. Dar am zis că pe ea o fixează ceva de acasă, o rețetă. Dar, Romina, de fiecare dată când ne apropiam și eram nas-în-nas, îmi... Aștept scrisoarele de la doamnă. Așa că și mie mea... Așa e Alexandra acum. Alexandra, sigur, e așa și cu Dani, așa cum? Cu Cristiana, cu șampania, acum, și zice, aaa! Dar ai tăi, că nu bag mâna în foc. Ei, nu, la dar sigur, Alexandra, trebuie. Cristiana, acum, sigur, e... Verișoara ei, mami, eu la sigur trebuie să fie. Când ea vorbea cu verișoara ei și i-a spus că, uitați, acum, uitați-vă la emisiune și o să mă vedeți complet alt om și o să mă vedeți pe mine cum sunt eu la moment. Că așa nu m-ați văzut niciodată. Și în momentul ăla, el când a văzut, a zâmbit, a apucat-o din spate, s-a uitat la ea și în momentul ăla a sărutat-o. Pentru că, oricum, el tot aștepta și din partea ei unele lucruri. Da? Foarte frumos momentul. Și doamna Daniela este foarte fericită. Se vede, da, că i-a dat chiar lacrimile. Și dacă chiar dâns a spus că Alin să meargă cu Cosmina, vreau noapte la hotel, mai este blăduți. Clar că... Hai să punem altfel problema, da? Ia pune-se. Au avut atâta timp în care i-au stat prieteni, da? Toată lumea spunea că sunt prieteni, dar ne pupăm pe colțul gurii, pe aici, pe aici. Da, ei au arătat mai mult prin fapte decât prin vorbe, cum voia toată lumea. Alexandra, stai că l-am terminat ceea ce vreau să spun. Și uite ideea, că eu sunt spontan și dacă mi-am pierdut ideea, e grav. Deci, să iau de la început. Atât timp cât a fost ei prieteni în acea... Acum, parcursul lor, da? Cum de că a venit dintr-o dată acest sărut? Eu știu că dacă stau lângă o fată și o plac din toate punctele de vedere, păi o sărutam și, nu știu, tu, după două Sergiu, săptămâni tu. Maxim, să zic, dacă eram în casa mea, s-a așteptat. Sergiu, asta făceai tu. În direct, cred că a fost făcut
din suflet. Altă tentă, ca să zic așa. A fost, a venit din suflet, după cum ai observat. Oricum, primul sărut a fost azi noapte. Dacă te-ai uitat pe Antena Play, puteai să vezi. Aia a fost proba. Aseară. A fost repetiția pentru direct. Și în cameră la el. Aia a fost repetiția, Alexandra. Sergiu, asta făceai tu. Nu înseamnă că toată lumea trebuie să facă ca și tine. Mai trebuie să stai cu fata și să sublinezi, să te atingi atât de mult... două săptămâni sau cât, de cât timp să ating ei și să nu-ți vină să o săruți și să o faci în direct. Dacă nu a simțit atunci pe moment ce a dat seama după de sentimentele lui. Nu avea ormă, nu avea gumă la el. Poate simte și reloare s-o mai ce ai tu cu fericirea lor? Ești invidios? Ce ai? Că nu te înțeleg. Tot timpul spui numai despre Alin și Cosmina. Ce ești? Sergiu, înainte au mâncat ceapă. Atâta timp cât stai cu o femeie, nu ai cum să spui că acum ți-a venit după 3 săptămâni. Sergiu, nu toată lumea trebuie să facă cum gândești tu. Pentru tine a pupat ca să nu mai comentezi. Eu repet, dacă nu le plăcea compania unui altuia, nu stăteau împreună. Deci este clar că au avut atracție unul față de celălalt. Așa, atracția fiind atât de mare, tu ai putea să reziști lângă o femeie. Bun, stați că l-avem și pe Noje alături de noi. Bună seara, Noje! Du-ți-o mănâncă. Noje, ne auzi? Of, din păcate s-a pierdut conexiunea. Refacem conexiunea, așa se întâmplă. Eu așa am văzut cu... problema, dacă altcineva vrea să o pună altfel, e liber. Ok, și putem să putem să spunem că de ce... Gala, poate n-au vrut să facă chestia asta pentru gală, că după zicea lumea că vor să facă asta pentru gală. Poate putem spune că toate cuplurile...